Bun găsit, doamnelor, domnilor, suntem din nou în fața dumneavoastră. Nu uitați de rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok. Ne puteți găsi și acolo la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate informațiile și toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem, după cum bine știți, în această perioadă și candidații diferitelor partide care își doresc să schimbe ceva în comunitățile din care ei fac parte. Este o perioadă destul de complicată din punct de vedere politic și administrativ în mare parte din județul Hunedoara. Astăzi vedem care este situația în capitala județului, în municipiul Deva, iar alături de mine sunt doi domni astăzi. O să vi prezint, vorbesc eu mai puțin și o să-i las pe dumnealor să ne explice mai multe astăzi despre proiectele și viziunea pe care o au în ceea ce privește dezvoltarea acestui oraș. Așadar, domnul Gabriel Ionașcu, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor pentru funcția de primar al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Bună ziua și telespectatorilor noștri! Și domnul Tiberiu Barstan, consilier local al municipiului Deva și președintele filialei județene AUR Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Salutări tuturor hunedorenilor și devenilor! Așa, devenilor, pentru că sunteți cumva mai apropiați de ceea ce se întâmplă aici la Deva. Sunt multe problemele, multe probabil și proiectele, dacă este să analizăm așa ceea ce prezintă cei care în prezent sunt în funcție. Sunt și din câte știu ați cam luat la pas cam tot ceea ce înseamnă cartiere, străzi al municipiului Deva și v-ați întâlnit cu cetățenii, în continuare faceți acest lucru pentru că este firesc până la urmă ca oamenii să vă cunoască și dumneavoastră să cunoașteți problemele pe care ei le au, deși cred că multe dintre ele le resimțiți și dumneavoastră în primul rând ca cetățeni ai acestui municipiu. Absolut. Cum este pulsul străzii, dacă putem spune așa, domnule Ionașcu? Este o tensiune așa, o tensiune foarte mare pentru faptul că foarte multe dintre problemele pe care cetățenii le reclamă vis-a-vis de actuala administrație se regăsesc practic în aproape toate zonele municipiului Deva. Și pe lângă acest fapt, bineînțeles că apar particularități în funcție de specificul cartierului, de zona respectivă, cu atât mai mult cu cât cartierele mărginașe ale municipiului nostru au fost lăsate de izbeliște de către actuala administrație. Practic, concentrarea de forțe, aș putea spune, adică forțe însemnând cele legate de modernizare, de ambientare, de pavoazare a municipiului nostru, s-au axat mai ales pe centrul Devei. Un fapt care, în opinia mea, eu cred că este discreționar și inadmisibil, pentru că toți cetățenii municipiului Deva sunt plătitori de taxe și impozite, toți cetățenii municipiului Deva au aceleași drepturi, pentru că plătesc în mod egal, bineînțeles cu diferențele de zone aferente, și mi se pare un fapt ne la locul lui ca această situație să perpetueze. De aceea, în viziunea mea, ca și viitor primar, oamenii vor decide acest lucru, bineînțeles, categoric, însă eu fac datoria să prezint viziunea mea, cea cu care vin în fața electoratului, în fața devenilor, este cea de a pune pe toată lumea pe picior de egalitate. Domnule Barstan, cunoașteți foarte bine ceea ce se întâmplă și în cadrul Consiliului Local Deva, pentru că putem spune că dumneavoastră împreună cu colegul pe care îl aveți, tot consilier local din partea Alianței pentru Unirea Românilor, ați fost destul de vocali în cadrul multor ședințe, lucru care nu a prea plăcut, să spunem, celor din administrație.
Cum ați defini atmosfera actuală din cadrul ședințelor de Consiliul Local, în condițiile în care consilierii locali de cele mai multe ori prezintă problemele reale ale cetățenilor, acei oameni care probabil vă opresc pe stradă sau vă telefonează, vin la dumneavoastră la birou pentru a-și spune ofurile până la urmă, pentru a fi ascultați și pentru a găsi și soluții pentru problemele pe care ei le au. Trebuie să zic, mai pe înțelesul românilor, să fiu așa mai, să spun lucrul franc, că e o harababură generală, atât în Consiliul Local, cât și în aparatul administrativ, cât și la lucrările de investiții care se fac. Constatările mele în cei 4 ani de zile sunt legate de implementarea acestor proiecte. Vedem că vorbește administrația de proiecte de sute de milioane de euro, bani atrași pentru municipalitate. Păi acum bani care s-au pierdut, practic. Să vă spun sincer, și dacă îl pun pe Dorel primar, la câte linii de finanțare sunt, numai să ai să scrie proiecte. Problema e implementarea lor. Aici suferim. Sunt aceste firme, unele agreate de unii și de alții, sunt cei responsabili pe partea tehnică care trebuie să verifice calitatea lucrării, sunt graficele de execuție care nu se respectă, oportunitatea unor investiții. E un lucru normal să facă lucrări de infrastructură, nimic de reproșat vis-a-vis de această strategie a actualului primar, dar să ne gândim că am cerut de multe ori înainte de asfaltări să facă infrastructura subterană, rețelele adică de apă și canal, luăm bulevardul, acum 6 ani a fost reabilitat, el normal ca parte tehnică de execuție și trebuia să fie în garanție undeva în 18-20 de ani, nu era oportună investirea câtorva milioane de lei în acest bulevard. Avem mare parte din străzile secundare sunt compromise și în stadii avansate de degradare. Acolo trebuia insistat. Nu cred că ați era urgență. Ați făcut o astfel de propunere în cadrul Consiliului Local să veniți cu aceste idei pe care le aveți și dacă într-adevăr sunt de bun augur, ar fi trebuit cumva să fie și ascultate, respectate, implementate. Degeaba îți consumi timpul și energia, dând fel și fel de direcții, soluții. Eu și cu Marius Mane am avut și multe proiecte. De multe ori, legat și de telecabina, am tras semnal de alarmă acum 6 luni de zile, că acum tot e problema asta cu telecabina, toată lumea discută și la nivel național voiește presa. Dar am arătat, de exemplu, stația de pompare. În 3 ani de zile nu știu că acele pompe trebuie schimbate. Am atras atenția într-o ședință de Consiliul Local, toți erau surprinși. Și la tehnic, dar trebuie schimbate. Păi stai, atâta timp cât investiția la telecabine era în derulare, trebuia rezolvată și problema cu acele pompe. Pompele împing apa sus pe cetate, acolo sunt hidranți, nu știu cum o să facă recepția. Din ce am înțeles, nici acum nu s-a demarat această lucrare. Deci clar ați că venit în Consiliul Local cu această propunere, cu această, până la urmă, problemă pe care ei, să spunem, că au omis-o sau nu au fost poate foarte atenți la ea și din datele pe care le aveți, nici acum nu a fost rezolvată această problemă? Da, sunt și pe partea de automatizare la telecabină, s-au dat soluții, n-am reușit să văd proiectul tehnic în mai în profunzime, dar se pare că au încercat niște improvizații acolo, nu s-au ținut cont de anumite lucruri care date de către specialiști, mai pe românește s-au mai folosit și chinezării, ori la astfel de sisteme de rulare, de ca să dea siguranță, nu poți să vii cu improvizații, mai ales că vorbim de siguranța oamenilor și vedem destul de bine că problemele zilnice care se întâmplă acolo fac cumva pe turiști să ocolească de eva și totuși cetatea e, să zic, elementul principal al orașului care atrage turiști. Chiar erau niște autocare, am fost și ieri acolo, să identificăm, era plină. Și oamenii nu știau exact ce s-a întâmplat. La un simplu search pe Google, primele informații, telecabina blocată, turiști blocați, turiști e cam greu. Și să mai luăm și partea asta la altă. Bun, s-a investit 4 milioane de euro. Lucrarea asta, efectiv, proiectare și execuție, trebuia să dureze în 4-6 luni de zile, nu 3 ani de zile.
Gândiți-vă în 3 ani de zile, dacă luăm zi de zi... Și au fost date foarte multe termene de finalizare, da, chiar de către primarul Devei, că va fi finalizat în iunie, în septembrie, în decembrie și iată că... Vedeți dumneavoastră, toate sincopele astea legate de aceste date de finalizare ale execuției lucrării arată incapacitatea personalului tehnic care era îndituit să verifice modul de și stadiile de implementare ale proiectului respectiv, nu a făcut-o la timp și nu a făcut-o profesionist. De asta și avem de suferit și acum, dar actualmente... Dar de ce mai avem atunci într-o primărie o direcție tehnică? Oameni specialiști, se presupune, care să supravegheze aceste lucrări, care să fie în teren, să vadă dacă într-adevăr se respectă ceea ce este scris în acel proiect. Păi aș începe cu ceea ce prezenta colegul și prietenul meu, Tiberiu Barstan. Aș începe de la această asfaltare care se face acum pe repede înainte. Discutam despre reabilitarea, acea reabilitare subterană, însemnând canalizarea și aducțiunea de apă. În momentul de față, și e bine ca devenii să știe, în momentul de față, facturile la APAPROD sunt umflate datorită faptului că APAPROD are 47% pierderi de rețea. Ori aceste pierderi se reflectă în costul zilnic al dumneavoastră, dragi deveni. Plătim incompetența. Această reabilitare trebuia făcută. Ori actualmente se face această asfaltare, reabilitarea subterană nu este executată, vom ajunge în situația în care din nou se va sparge asfaltul pentru a se executa lucrări subterane și iar vom avea asfalturi sparte și iar va fi un deranj pentru deveni. Și e doar iar... un asfalt electoral, să înțelegem? Sau? Absolut. Deci trebuie să înțelegem cu subiect și predicat că această asfaltare este una electorală. De fapt, toate aceste lucrări care se fac pe repede înainte, acum, luna de începând de câteva luni în urmă și care se vor finaliza sub o formă sau alta după alegeri, nu sunt altceva decât lucrări electorale. Lucrări prin care actuala administrație încearcă să păcălească cetățenii Devei că sunt capabili să facă ceva. În fapt, ne-au demonstrat timp de atâția ani, și aici nu discut doar de administrația Oancea, ci de o administrație împreunată, comasată între cei de la PSD și cei de la PNL, care împreună au dus la ruinarea orașului nostru. Pentru că ei întotdeauna au deținut majoritatea, și aici când spun ei mă refer la comasați, adică PSD și PNL. Am avut un etern viceprimar PSD, Moș, care nu a avut nicio reacție niciodată, nu și-a îndeplinit atribuțiunile funcționale prin calitatea pe care o avea domnia sa de viceprimar. Mai mult de atât, a existat un melanj politic sau mai bine zis o frăsuneală, ca să spun așa pe românește, între consilierii PSD și PNL și întotdeauna colegii noștri aici de față, când au sesizat acele derapaje legate de execuția lucrărilor, în cadrul ședințelor, fie au fost jigniți, fie li s-au tăiat microfoanele, fie cetățenii au fost împiedicați în a spune păsurile în ședințele de Consiliu Local, chiar eu personal am fost la câteva ședințe în care s-a scos de pe ordinea de zi rubrica diverse și în acest fel cetățenii nu au avut drept să spună păsurile. Acest fapt, în opinia mea, este unul inadmisibil. Constat că în cadrul primăriei Deva, în momentul de față, s-a instaurat dictatura, pentru că putem discuta despre o dictatură atâta timp cât tai microfoanele partenerilor din Consiliul Local, nu-i lași să spună păsurile. Reprezentanților oamenilor. Și până la urma urmei, primarul este subordonat Consiliului Local și nu invers, nu Consiliul Local este subordonat primarului. Nu avem vătat, nu avem primar. El e pe moșia. Deci el este pe moșia proprie. Nu te poți purta așa. Adică cetățenii Devei sunt cei în măsură să afle aceste mizerii, aceste nereguli, pentru că așa cum am spus în nenumărate rânduri, PSD și PNL, fraților, sunt aceeași mizerie. Timp de 35 de ani ne-au umilit, ne-au batjocorit, ne-au adus în starea în care suntem acum, un oraș depopulat, un oraș în care pierdem tinerii pe bandă rulantă,
de la o absolvire la alta, pentru că acești tineri pleacă din mijlocul nostru, se duc în centre universitare. Iată că noi nu avem un centru universitar în momentul de față, nu avem centre de excelență în care să promovăm performanța, și aici aș deschide o paranteză, chiar avem tineri care fac performanță și ne mândrim cu ei, însă nu sunt prețuiți. Dar ce le dăm în schimb? Nu sunt prețuiți. Ne mândrim asta, atunci când... Ne mândrim doar când aduc rezultate. Dar acele rezultate înseamnă foarte absolut, multă muncă însă din de fapt e munca, eforturile lor și efortul implicit al părinților care fac niște eforturi atât materiale cât și pe plan personal deosebite, și vă felicit, dragi părinți, care investiți în copii, pentru că investiți nu doar în viitorul copiilor voștri, ci investiți în viitorul acestei comunități. Noi avem nevoie de acești tineri, avem nevoie să creăm, iar unul din proiectele noastre, ale celor de la AUR, este de a crea un centru de excelență, pentru că administrația are spații pe care le poate pune la dispoziție, ci doar să vrei. Trebuie să vrei, să te implici, să simți ceea ce îți dorește comunitatea și totodată să fii un administrator vizionar, cu viziune, care să vezi în perspectiva lucrurilor. Ori în momentul de față avem o populație îmbătrânită. Dacă nu vom duce politici administrative de calitate prin care să conservăm acești tineri și să-i ținem aici, municipalitatea și în speță comunitatea noastră va avea de suferit. Domnule Barstan, am văzut că respirați așa supărat cumva la ceea ce spunea cu și un domnul, exact, cu un of vis-a-vis de ceea ce spunea da. Domnul Ionaș cu puțin mai devreme. Sunteți cam dezamăgit de ceea ce se întâmplă. Am intrat în politică datorită direcției spre care mergea România. N-am agreat niciodată domeniul ăsta al politicii, viața asta. Nici nu mă sunt confortabil în costum. Eu sunt, să zic așa, construit din alt material, dar cumva încerc să mă adaptez. Sufăr când văd comunități care își girează niște lideri an de an, mandat de mandat, care nu adun nicio valoare orașelor, comunelor, care mai mult distrug. Și de ce sunt girați acești oameni? Aici probabil și noi suntem de bine, să știți, votanți, cum își iau informațiile. Am avut și în Consiliul Local creștere de taxe și impozite, lucruri care afectau cei care aveau pensiuni, care aveau terenuri concesionate. Da. Îi chemam să vină alături de noi, să luăm atitudine, cumva, că nu puteam doi consilieri să facem mare lucru și oamenii tratau cu indiferență. Pe urmă, după ce le veneau taxele și impozitele la decontare, erau agitați și cumva nu trebuie luate lucrurile astea în glumă și părerea mea, fiecare dintre noi, atât timp cât ne vedem, să zic, afectați de unele măsuri abuzive, chiar după pandemie, să vii cu creștere de taxe și impozite, mi se pare aberant. Dar mă rog, asta e viziunea. Bun. Unii vor spune, în calitatea pe care o aveți de consilier local, nu ați putut să luați atitudine, poate ar fi bine să explicăm și dacă uneori le spuneți că nu sunteți de acord cu anumite lucruri, de ce nu se și aplică? În comisii și suntem, cred că, singurii consilieri care comisiile când am ajuns noi durau 5 minute, acum ele se duc undeva în 2-3 ore în dezbateri, în discuții, lucruri care nu se văd. N-am reușit să aducem în față la opinia publică reușitele noastre, intervențiile pe care le-am avut. E o muncă destul de grea, suntem doi oameni, noi nu avem un aparat în spatele nostru care să ne susțină sistematic. Atât timp când există o majoritate, da. Degeaba aveți proiecte foarte bune pentru că nu vor trece în lâncezeala, suntem singurii consilieri care probabil citeam ordinea de zi, referatele, ne focusam pe ele, găseam fel și fel de scăpări și mici artificii care cumva să ajute puni și pe alții, pentru că, trebuie să spunem, și în Consiliul Local și în aparatul primăriei sunt interese. Dacă ai relația acolo, să rezolvă orice. Dacă nu, aveam cazuri cu oameni care erau îndreptățiți să primească un aviz, o autorizație și erau plimbați cu lunile, cu ani. De ani nu vin investitori, să știți. Chiar am discutat zilele astea cu un investitor, așteaptă puz, așteaptă aprobări, eu expirat hârtii de vreo 3 ani de zile și omul stă cu banii și nu poate să investească, pentru că avem o garnitură de oameni incompetenți,
avem Pugu, care e tot în elaborare de planul urbanistic general. Da, de câțiva ani de zile. Am insistat, că am văzut cei din cadrul primăriei, eu și cu Marius, și am cerut, făcut dezbatere, am chemat firma respectivă în cadrul Consiliului Local, am cerut lămuriri, eram aproape pe ultima sută de metri, am avertizat de unii, vis-a-vis de unele scăpări, le-au omis și acum se pare că s-o dat la loc comanda, iar la acel punct care ne-a costat o grămadă de bani. Nu știu care e situația. Sper ca până în toamnă să fie definitivă, pentru că astfel s-ar rezolva mult dintre problemele și cheltuielile oamenilor. Pentru că orice trebuie să construiești în Deva, ai nevoie de puduri, ai nevoie de puzuri, e un grup și aici care controlează și au aceste decizii, sunt niște bănuți și probabil intrez pe partea asta. Dar odată având acest PUC, reclementezi zonele, poți să dezvolți orașul, ai o altă viziune, ori nu se dorește. Că tot vorbim de infrastructuri, n-are rost să mai insist. Peticelele și cârpelele astea care se fac, până la urmă, să zic, sunt bune, dar calitatea vieții dată de cu totul alte lucruri. Trebuie să vedem ce facem. Școlile. Nu e suficient că se văruie, să mai pune o bancă, să mai pune, eu știu, un sistem de monitorizare sau să mai repară gardul. E ok, dar trebuie să vedem ce facem cu copiii care învață în aceste școli. Suferim pe partea pedagogică, deja nu mai avem profesori. 70-80% din copii se duc la școală numai să facă prezența și pe urmă sunt trimiși la meditație. Și cum prea ar putea multe... să intervină primăria, o primărie, administrația locală din acest punct? Simplu, avem soluții și aici. Plus, informațiile sunt destul de mari și copiii trebuie cumva să-și aerisească creierul, trebuie să merge mult pe creație. Trebuie făcute centre pentru creație, cumva să identifici copilul spre ce are ape, că nu se forțezi spre o direcție anume și pe urmă, de dimineața până seara, numai informații, o grămadă de informații care ajung în creierul lui și bulversa. Și când ajunge să dea piept cu problemele vieții, el e pierdut. Dar trebuie cumva, pentru că eu consider, și de asta sunt și în politică, pentru copiii mei în primul rând, pentru familia mea, ca să aibă un alt fel de viitor, să fie fericiți. Eu mă duc și pe la fericirea la copii, eu văd când se duc la mall și văd o șaorma, că pot să-și o ia, să o mănânce, ori eu nu cred că asta e o viață pentru ei, trebuie să creăm, să zic, sunt bune și părculețele, dar cumva o strategie la nivel de oraș prin care să angrenăm foarte mulți copii în acțiuni în natură, acțiuni din astea pentru sportive, că tot vorbim de sport, clubul sportiv, știi că sunt și acolo probleme, am informații că și pe acolo s-au înjumătățit bugetele, am informații că sunt neglijate anumite echipe care chiar fac performanță, datorită... Neglijate de către cine? Păi acum cu campania s-a golit bisteria, asta pot să vă spun, s-a cam ajuns în fundul sacului, s-a tot încercat fel și fel de artificii, trebuie să compensăm și investițiile care se fac undeva. Vorbim de banii oamenilor în primul rând, a devenilor. Dumneavoastră veniți și ne spuneți că s-a cam golit bisteria, că e că, mă rog, că urmează o campanie electorală. Știu bine că am pierdut multe proiecte de finanțări și trebuie să compensăm bugetul primăriei. Exact ceea ce spuneam adineauri. Toate aceste acțiuni și activități ce se fac acum și se fac din bugetul local, marea lor majoritate, pentru că și aici este un, hai să îi spunem, un partipriu așa între, de exemplu, noi am asfaltat acum în speță primăria Deva asfaltează bulevardul, că nu era nevoie de reabilitare, însă constructorul și executantul lucrării pentru pistele de biciclete și trotuarele reabilitate trebuia să execute acele reparații la covorul asfaltic. Însă, datorită intervenției primăriei de a reface bulevardul, iată că l-a scutit pe executantul lucrării de acea cheltuială, acea plată și știm foarte bine cum stau lucrurile acolo, pentru că atâta timp cât soția primarului în funcție este asociat cu executantul lucrării, este evident la mintea cocoșului că... Deci firma aceasta ar fi trebuit prin contract, să execute această reabilitare. Lucrări, da. Lucru care nu s-a întâmplat pentru că asfaltarea s-a făcut, s-a făcut pe banii primăriei. Adică pe banii dumneavoastră, dragi cetățeni, și în felul ăsta se diminuează bugetul pentru celelalte activități. Adică nu avem activități sportive, în cadrul DEVE-i nu sunt acțiuni culturale, nu sunt diferite activități, nu știu, sunt festivaluri gastronomice, de exemplu. La noi nu am mai văzut așa ceva de
de nu știu când. Sunt organizate de către alții, probabil din alte județe, care absolut, vin absolut. Aici. Ori vedeți, toate lucrurile astea luate la pachet nu fac altceva. Deci dacă te ocupte și te preocupă o organizare a unor astfel de evenimente, bineînțeles că ai și de unde să-ți vină surse de venit suplimentare la bugetul local. Chiar discutam zilele trecute când Teatrul de Artă de Vă a împlinit 113 ani de la primul spectacol care a fost jucat aici și discutam și cu managerul Teatrului de Artă de aici, de la Deva, cu domnul Panaitescu, și îmi spunea că o bună parte din timp teatrul a fost în subordinea primăriei Deva, timp în care nu s-a întâmplat nimic, lucrurile nu au avansat și, după cum bine știți și dumneavoastră, mulți ani la rând acest teatru a fost închis. Din păcate, actorii au fost nevoiți să migreze într-o parte sau altă. În alte orașe simplă, și acesta este un exemplu concret, cum arată acum acest teatru și câte spectacole sunt jucate aici. Până la urmă, cu toții ne bucurăm de aceste absolut evenimente, pentru că avem nevoie de cultură. Oamenii au nevoie de momente de relaxare. Cotidianul ăsta care ne surmenează de zi... Vreau să fac o glumă. Teatrul s-a mutat în primărie. Dacă aveți nevoie de spectacole, comicării, găsim acolo pe la toate ușile. Diferența o face cu Pola. Că... Absolut. Deci, primăria asta nu ne plictisim, sincer. Când vedem multe personaje pe acolo care sunt mândri că nu știu ce expertize au în spate și practic dacă îi pui, cere o informație, nu știu să-ți oferă, mai adună pe lângă ei încă 10 persoane să fie edificați și să... Da. De aceea sunt mulți angajați, fac o echipă pentru a vă putea oferi răspunsurile. A spus dumneavoastră specialiști, între ghilimele, sunt și oameni foarte bine pregătiți în primărie. Am zis că sunt specialiști. Foarte bine pregătiți, dar sunt undeva lăsați deoparte și mediocritățile sunt puse în față să ia decizii. Și de-aia Deva nu merge înainte. În condițiile în care, în oraș, cel mai mare angajator e primăria, avem pe la toate colțurile farmacii, avem magazine second, super beturi, în rest nu mai avem. Asta îți dai seama despre orașul în care trăim, unde am ajuns. Deci suntem într-un regres total. Suntem reședință de județ. Deva este reședința de județ. Dar și avem buget. Și bugetul este pe măsură. Gestionat foarte prost, să știi. Să nu uităm că Deva are un buget mai mare decât... permisiunea dumneavoastră. Bugetul primăriei Deva este mai mare decât al Consiliului Județean. Da, dragi deveni, să știți că bugetul primăriei Deva este mult mai mare decât al Consiliului Județean și cu toate acestea nu se întâmplă nimic pentru îmbunătățirea calității vieții dumneavoastră. Și știți de ce? Pentru faptul că acest buget este administrat prost. Pentru că în loc de proiecte care să fie finanțate pe fonduri nerambursabile, lipsa de calitate a celor care ar trebui să absoarbă aceste fonduri fac ca aceste lucrări să se deruleze cu bani de la bugetul local. Ori în atar situații, bineînțeles că nu mai există buget pentru celelalte activități conexe. Adică să ai grijă de clubul sportiv municipal, să te intereseze care ar avea rezultate bune. Să, nu știu, un parteneriat cu Consiliul Județean, să vezi ce poți face pentru îmbunătățirea calității vieții în ceea ce privește serviciile medicale. Pentru că, așa după cum bine știm, UPU este în subordinea Consiliului Județean. Însă, primăria Deva este partener împreună cu Consiliul Județean și poate face demersuri pe lângă acesta, pentru că oricum sunt împreună, chiar dacă președintele Consiliului Județean este PSD, chiar dacă primarul este PNL, aceeași mizerie, ei tot acolo sunt și am văzut împreună, râzând, strângându-se de gât și făcând fotografii, chiar și cu băiețașul ăsta care vine acum de la București, care n-are nicio treabă el cu Deva, măcar așa, din bun simț pentru voi, dragi deveni, ar trebui să vină măcar o dată la 3 săptămâni să vă vadă, să vă întrebe păsurile care vă sunt păsurile, însă nu poți să vii să ceri devenilor votul să te investească în funcția de primar pe data de 9 iunie, atât timp cât tu spui că modelul tău în viață este Ion Iliescu. Nu poți! Asta denotă o dovadă crasă de lipsă de empatie față de acești cetățeni. Asta arată cât de mizerabil poți să fii ca să ieși în față cu asemenea
măgărit și să spui nu, eu pentru deva noastră voi face și voi drege și așa mai fiecare departe. Își fiecare își pledează și da, bineînțeles, însă speech-ul așa cum consideră însă, și dumneavoastră și ceilalți. Aș dori să întreb pe această candidat. Cale prin intermediul camerelor de luat vedere și prin intermediul televiziunii dumneavoastră, aș dori să-i adresez o întrebare simplă. Stimabile, ce ai făcut pentru această comunitate din funcția de secretar de stat? Pentru că ești secretar de stat la un minister de resort care, printre altele, are și atribuțiuni pe linie de turism. Și spui că îți dorești dezvoltarea turismului în cadrul municipiului Deva. Un proiect, o inițiativă, lobby care l-ai făcut pentru a dezvolta turismul în localitatea unde te-ai născut. Am făcut niște flyere, din ce am înțeles, suficient. Dar acum, până la urma urmei, știți, era un film, era un film pe vremuri cu Toma Caragiu și cu Dem Rădulescu, Jean Constantin și Puiu Călinescu, în care ei la un casting în care făceau o selecție întrebau renumitul BD. Și la un moment dat se punea întrebarea, întreba Dem Rădulescu pe cine vă recomandă? Familia. Ăsta este acest imabil băiețaș de capitală pe care recomandă familia, în speță tăticul, care a fost vicepreședinte al Consiliului Județean și a crescut cu aceste metehne scârbavnice de la PSD. O să citesc și câteva dintre mesajele pe care ni le-au scris cei care ne urmăresc în online. Domnul Clej vă urează succes. Domnul Liviu Macovei spune, noi avem pretenția ca primarul catastrofă și administratorul tupeist să pună în funcțiune o telecabină când ei de 4 ani nu sunt în stare să repare un lift. La fiecare ședință de Consiliul Local, locatarii acelui bloc spun că liftul e stricat, iar cei doi îi poartă cu vorba. Dumneavoastră, cred că știți, de fapt, amândoi cunoașteți foarte bine această problemă cu deja renumitul lift. Am fost în permanență conectați la acea problemă și am făcut lobby de fiecare dată, am avut întâlniri cu locatarii și am făcut lobby de fiecare dată către, pe lângă primărie și în cadrul ședințelor de Consiliu Local, colegii mei, consilieri locali, au expus de fiecare dată problemele și drept dovadă stau mărturie în registrările din cadrul ședințelor de Consiliu Local. Uneori chiar legat de aceste pledoarii pentru rezolvarea problemelor acelor cetățeni, pentru că este inadmisibil, dragilor, ca atunci când într-o situație de urgență un locatar din acel bloc are nevoie de a se deplasa la spital, este inadmisibil ca o unitate de intervenție din cadrul ISU să se deplaseze la fața locului să transporte acel om de la etajul X, 5, 7, cât o fi. Este inadmisibil așa ceva. Acea unitate de urgență, care se deplasează în situații de urgență, poate în acea perioadă este chiar o situație deosebit de gravă. Eu știu, un accident, o descarcerare, o ceva, să ferească bunul Dumnezeu, iar acei oameni sunt blocați acolo pentru că administrația nu și-a făcut treaba, nu și-a respectat angajamentul contractual. Pentru că nu cetățenii trebuie să răspundă de faptul că primăria nu și-a făcut treaba și au rămas acei oameni fără lift. Și mai în multe continuare este aceeași problemă? Ați mai luat pulsul din acest punct de vedere? Da, s-a remediat această problemă? Se pare că o hotărâre de instanță s-a dat drumul la temporar acel lift. Pe mine ce m-a deranjat, că acei oameni au fost mințiți, direcționați spre instanță, primăria spunând că nu ies în devină, deși ei au fost contractorii direcți cu acea firmă care a executat lucrarea. Se pare că avem o problemă cu lifturile Pândeva, sper să rezolve în perioada următoare, deși nu cred cu ceea ce avem în birou primarului și pe lângă dânsul echipa cu care administrează primăria. Eu nu aș vrea să mai vorbesc despre trecut, știm toate problemele, neajunsurile, clar că e multă incompetență, o lipsă de strategie, bine să zic, gândită pentru a duce confort și calitate vieții oamenilor din oraș. Eu, părerea mea, sunt lucruri simple care, dacă s-ar face în oraș, cel puțin eu, Gabi, echipa care îi,
într-un an, fără prea multe artificii, chestii pompoase, putem schimba total fața orașului. Chiar și avem niște probleme, proiecte foarte bune în sensul ăsta, care pot fi implementate fără prea mari cheltuieli. Noi am avut și evenimente generate cu câteva zeci de milioane, care au ieșit mult mai, mult mai frumos și mult mai, să zic așa, plăcute pentru tinerii și oamenii care i-am adus la astfel de evenimente. Când vedeam acțiuni generate de către primărie sau Consiliul Județean, vorbeau de miliarde pentru nu știu ce evenimente. Unii dintre cei care ne urmăresc poate vor spune, pentru că spuneați și dumneavoastră puțin mai devreme, domnule Ionașcu, PSD, PNL, aceeași mizerie, în ultimii ani oamenii cumva au introdus pe toți oamenii politici, indiferent în de culoarea, mizerie. Exact în aceeași oală. De ce ar crede că odată ajuns, să presupunem, în anumite funcții publice, membrii AUR ar fi altfel? Vă și dau răspunsul. Să știți că timp de 4 ani, pentru că Partidul AUR este un partid tânăr, acum 4 ani Partidul AUR a intrat atât în Parlament cât și în anumite, știu eu, consilii locale, avem și un primar care este din partea AUR. Ulterior, acestui proiect s-au adăugat și au venit și alții și în felul acesta numărul nostru de membri reprezentativi a crescut. Însă timp de 4 ani, toate acțiunile AUR au fost destinate cetățenilor, au fost destinate pentru întrajutorarea lor și au fost destinate pentru a contrabalansa acea ineficiență a autorităților. Pentru că m-aș duce acum la, pentru că e mai aproape de noi, momentul în care la nivelul județului Hunedoara am venit cu caravana medicală AUR, caravană în cadrul căreia s-au efectuat un număr de peste 4.000 de investigații medicale la un număr de aproape 1.700 de investigații gratuite. În cadrul acestor investigații, beneficiarii acestor investigații au avut parte de investigații de laborator totale, deci cu tot ce înseamnă investigații de laborator, investigații de medicină internă. Continuă astfel de campanii și după campania electorală. Și în momentul de față, această campanie, aș dori să reamintesc cetățenilor municipiului Deva, această campanie este începută de aproape un an de zile la noi, în județul Hunedoara. Această caravană medicală a stat o săptămână. Colegii noștri, și pe această cale le aduc mulțumiri pentru devotament și dedicație, pentru că sunt oameni care stau cu lunile, stau în cadrul acestei caravane și au lăsat familiile acasă și fac voluntariat, atât medici, asistente, personal de deservire, șoferi, personal tehnic care asigură din punct de vedere tehnic funcționarea acestor caravane, pentru că imaginați-vă această caravană ca un spital mobil. Ea are toate cabinetele, începând de la investigații de medicină internă, după cum bine vă spuneam, EKG-uri, ecografie, investigații oftalmologice, în cadrul acelor investigații oftalmologice li s-au prescris și totodată li s-au distribuit ochelari gratuit pacienților. Pacienții depistați cu probleme de cataractă au fost operați de asemenea gratuit de medici și asta aș vrea să punctez, faptul că altruismul de care au dat dovadă colegii noștri, pentru că aici aș vrea să spun următorul aspect, să știți că noi nu suntem un partid care, chiar dacă avem acea finanțare de la stat care se cuvine tuturor partidelor politice, noi acea finanțare nu am folosit-o, pentru că noi considerăm că acești bani sunt ai românilor și este firesc să se întoarcă înapoi românilor. Noi cei de la AUR am pledat, suntem cei care am pledat pentru stoparea acestor finanțări cuvenite partidelor politice care sunt partide parlamentare. Cu toate acestea, aceiași PSD și PNL care sunt mufați la acești bani de 35 de ani nu vor să renunțe la ei. Da, dragilor,
PSD și PNL nu vrea să se renunțe la această finanțare a partidelor politice, însă banii noștri sunt la pușculiță, îi vom restitui înapoi și pe cale de consecință în felul ăsta se va întoarce la o nouă bugetare, dar se vor întoarce românilor. Acesta este unul dintre exemple, dintre puținele exemple, pentru că ele, activitățile sunt multiple, sunt variate, însă aceasta este o activitate care vine să compenseze lipsa de medici, lipsa actului medical desfășurat în medii nefavorabile, pentru că în cadrul acestei campanii noi am depistat oameni care nu au mai fost la un control medical de ani de zile, nu 2, nu 3, 6, 10 ani de zile. Județul Hunedoara este deficitar în acest punct de vedere, Hunedoara, pentru că sunt foarte multe comune, foarte multe zone în care nu există nici măcar un medic de familie. Ori acești oameni, mi se pare inuman ca acești oameni să nu beneficieze de un act medical, măcar de o investigație anuală. Inuman sau nu, aceasta este realitatea. Asta arată că nu mai suntem o țară funcțională. Condițiile în care sănătatea, școala nu mai se trebuie, știm foarte bine și problemele din învățământ, n-are rost să le mai dezvolt câte se întâmplă pe la școli. Da, și vedeți că nu este suficient să investești în infrastructura școlară, asta să cumperi mobilier. Este absolut necesar să se întâmple și aceste investiții. Doar că investițiile și în partea aceasta profesională contează foarte mult. Vă dau un ce exemplu vroiam simplu, eu să mai tip da. Două secunde. Ce vroiam eu să mai adaug legat de introducerea și a aurului în această oală a politicii, aș vrea să spun doar atât. Nu aur a condus România timp de 35 de ani. Dragilor, acești comasați PSD, PNL, cu UDMR și cu USR și cu USR-ul și cu toți cei care au mai venit, ei au condus România. Însă PSD și PNL, timp de 35 de ani, ei au adus țara în acest stadiu, nu aurul. Aur, prin toate acțiunile care le-a demarat, n-a făcut altceva decât să dovedească că este aproape și că exact așa cum zice la Sfânta Scriptură, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, asta fac membrii aur. Pentru că unul dintre cei patru piloni care stau la baza doctrinei ideologice a aur este și credința. Aur are cei patru piloni și anume familia, credința, națiunea și libertatea. Dacă ne raportăm așa, să mai facem puțin și haz de necaz la ceea ce ne spuneați puțin mai devreme și de unele firme de casă, unii chiar își iubesc aproapele și familia, nu? Da, 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 da. Și fac totul pentru propășirea și bunăstarea membrilor. Vă rog, domnule Barsan, vreau să adăugați puțin mai devreme, școli, mai avem vreo 3 minute din emisiune. Spitale, calitatea aerului din oraș e una destul de, să zic așa, problematică. Problemele cu căile respiratorii, cancere și fel și fel de alte complicații sunt datorate. E verificat acest lucru? Aveți măsurători? Cel mai mare poluatori, nu mai avem industrie. Sunt centralele termice, o chestiune promovată în tez de domnul primar, că noi am venit cu un proiect revoluțional la nivel de Deva să termoficăm, să încălzim toate apartamentele pe energie verde. Da? De la Mintia. Aveam rețeaua subterană care era utilizabilă, a venit cu acel proiect, l-am prezentat și la Casa de Cultură. Am fost sabotați, asociațiile de locatari invitate toate, de către din cine 200, cei din cadrul primăriei, spuneam, n-am folosit aur, n-am folosit absolut nimic, era o chestie care am gândit-o, am lucrat la acest proiect o lună de zile, am discutat și cu specialiști de afară, din țară, se construiau două CAF-uri destul de rapid, undeva în 3 luni de zile, 4 luni de zile, sunt niște centrale modulare care ardeau și deșeurile, puteam merge mix, gaz, peleți și deșeuri, nu mai plăteam la firmele astea grămadă de bani. Proiectul era destul de bun, costurile la perioadă de iarnă la un apartament, vă dau un exemplu, cu 3 camere, nu era 500 de lei, era 15-20 de lei, ori diferența de bani rămânea în buzunarele devenilor. Diferența enormă. Primarul în principiu a fost de acord. Plătim la gaz. Ca să scape de noi, să nu zică că ne-a acordat un, să zic, un buget de 4.000 de lei pentru studiu de prefezabilitate, o bătaie de joc. Ca să vă gândiți, a promovat intens montarea centralelor de apartament, centrale care 60-65% de polare o dau, gazele noxile care se ard la aceste centrale sunt foarte periculoase, mașinile poluează undeva în jur de 20 ceva la sută, restul e dată de așa zisă industrie care nu prea mai ei.
Și de aia ne mai mirăm că sunt atâtea farmacii. Discutați cu orice șef de farmacie, 60-70% din medicamente care le au sunt pentru probleme, pentru alergii, boli respiratorii. Nimeni nu se gândește la lucrurile astea. Eu, proiectul meu și cu Gabi, dacă și în mod sigur muncim să câștigăm, să convingem oamenii să câștigăm primăria, am în plan un proiect de peisagistică să extindem foarte mult zonele verzi, copacii, parcurile. Și deva este deficitară la acest capitol pentru că în mod normal ar trebui alocat un anumit număr de metri pătrați de zone. Este un anumit areal exact, stabilit verzi, pentru pe cap de locuitor. E bine că se poartă și locuri de parcare. Dar haideți să vedem ce face cu confortul nostru al oamenilor. Tot timpul, domnule, vreau drumuri, vreau parcări. Bun să facă, dar ce face cu zonele verzi? Parcărilor. Gândiți-vă, în zona Căprioara s-a tăiat o grămadă de pădure. Deci lângă ușa noastră se taie pădure. Ori scopul pădurii, pe acea pedea, că e legal, nu prea e legal, am avut intervenții și acolo, e un haos și prin pădurile din jurul nostru, dar nu poți lângă ora să stai. Pădurile îți asigură, magazinează bioxidul de carbon, eliberează oxigenul. Eu știu ciuntirile astea care se fac la copaci, că am discutat și cu domnul director, nu se justifică. Copacul, cu cât are corona mai mare, rezolvă problemele din atmosferă. Ori ei nu înțeleg. Una să ai 3 cioate și 10 frunze și alta să ai 1000 de frunze și probleme se rezolvă. Și acolo sunt specialiști, domnule Barstan, nu? Da, sunt oameni care au expertiză în acest domeniu. Mergeți, suntem la final de emisiune. Da. Vreau să mai citesc doar câteva mesaje. Domnul Flavius Mateoi vă urează succes. Doamna Ioana Tatiana spune, în 34 de ani nu s-au rezolvat retrocedările terenurilor, celor îndreptățiți să le primească. Iată o altă problemă pe care o ridică Devenii. Tiberiu Barstan, Marius Mane, Gabriel Ionașcu sunt oameni de bună credință și oameni potriviți pentru Deva și Hunedoara. Succes și sănătate. Și mai sunt foarte multe mesaje. Din păcate nu mai avem timp să le citim astăzi. Vă mulțumesc tare mult, domnilor, că ați fost alături de noi. Vă mai așteptăm pentru că sunt convinsă că mai aveți foarte multe lucruri. Eu vreau numai să scurt așa. Eu și Gabi și colegii, dacă o să câștigăm primăria, ce putem să garantăm pentru Deveni o altă viață și în plus pe noi nu o să ne găsească nimeni stâmp în birouri, o să fie programul de audiențe semnal hârtit, dar o să fim tot pe teren la muncă, la asta treabă. O să discutăm mai mult în campania electorală, cu siguranță o să fiți aici în fața oamenilor și o să vă expuneți mai în detaliu proiectele și viziunea pe care o aveți. Nu mai avem timp, vă mulțumesc tare mulțumim pentru prezență. Toate cele bune Devenilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine! Doamne ajută!